multă vreme pe cei de vara, crede că dacă ești pe stradă și spargi geamul, ai făcut o mare ispravă. Ai ieșit din criză. Ai bani. De fapt, domnul Victor Ponta nu este atât de, cum să spun, nesofisticat în gândire. Domnia sa crede că dacă faci asta, câștigi, ai un câștig politic, ai un beneficiu politic. Eu vreau să atrag atenția asupra acestui fel de gândire, pentru că mi se pare foarte periculos. Una din diferențele fundamentale între partidele totalitare și partidele democratice este aceea că partidele totalitare, și priviți istoria partidului nazist, priviți istoria partidului Hitler, priviți istoria partidelor bolșevice, sunt partidele care fac dezordine în stradă pentru a câștiga puterea în